În urma solicitării făcute către Agenția Națională pentru Locuințe, Primăria Comunei Șag a fost informată că localitatea este inclusă pe lista investițiilor noi, propuse a fi realizate prin programul de construcții locuințe pentru tineri. Astfel se va construi în Șag un bloc de locuințe cu 24 de apartamente pentru tineri. De asemenea, va începe o nouă sesiune de depunere de dosare pentru atribuirea unor terenuri în baza legii 15 per 2003. Până la momentul actual, Primăria Comunei Șag a finalizat două sesiuni de atribuire de teren tinerilor cu vârsta sub 30 de ani pentru construirea de locuință proprietate personală. În următoarea perioadă, administrația locală va anunța termenele și condițiile pentru depunerea cererilor, atât pentru a beneficia de noile locuințe ce urmează să fie construite, cât și pentru sesiunea de atribuire teren pentru tineri.